Bună seara, sunt Soada Carcuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Două femei și-au pierdut viața în această dimineață într-un accident produs în raionul Hâncești. Patru persoane, printre care și un copil de 4 ani, au fost rănite. A nins în toată țara noaptea trecută. Dacă pe străzile capitalei zăpada s-a topit, pe unele drumuri naționale a fost nevoie de intervenția salvatorilor. Ambasadorul Moldovei la Moscova a fost chemat la Chișinău pentru o perioadă nedeterminată. Analiștii cred că s-a întâmplat din cauza informațiilor apărute în presa rusă despre dosarul lui Vlad Plahotniuc. Mișcare fără precedent în România, zeci de judecători și procurori au protestat în această seară față de modificările aduse la legile justiției. Ambasadorul Moldovei în Rusia, Andrei Neguț, a fost chemat la Chișinău pentru consultări pentru o perioadă nedeterminată. Potrivit Ministerului de Externe, decizia a fost luată în urma cazurilor de intimidare a politicienilor din Moldova de către autoritățile rusești. Oficialii nu spun clar despre ce este vorba, însă recent o acțiune de intimidare a fost numit dosarul deschis în Rusia pe numele lui Vlad Plahotniuc. Este o provocare, a reacționat Igor Dodon pe Facebook. Într-un comunicat al Ministerului de Externe se spune că decizia de a-l chema pe ambasador la Chișinău a fost luată în urma cazurilor de intimidare și hărțuire a politicienilor din Moldova de către autoritățile rusești. Fostul ambasador al Republicii Moldova la Moscova, Anatol Țăranu, crede că acest lucru va înrăutăți considerabil relațiile moldoruse. Și rechemarea provizorie a ambasadorului Republicii Moldova de la Moscova înseamnă, de fapt, intrarea într-o criză a relațiilor interstatare, un incident diplomatic de proporții între Federația Rusă și Republica Moldova. Înseamnă coborârea nivelului de reprezentanță diplomatică a țării noastre la Moscova. Cu siguranță trebuie să ne așteptăm la înrăutățirea condițiilor de comerț bilateral. Ar putea ei să umble la situația migranților moldoveni. Solicitați de ProTV, reprezentanții Ministerului de Externe nu au vrut să ne spună despre ce cazuri de hărțuire și intimidare este vorba. Recent în presa rusă au apărut informații precum că Vlad Plahotniuc este cercetat penal în Rusia, iar democrații au calificat acțiunea drept o intimidare. Anatol Țăranu crede că anume din această cauză a fost chemat Andrei Neguță la Chișinău. Cel mai rezonator caz este dosarul domnului Plahotniuc. De acest lucru indiscutabil a prevalat, după părerea mea, atunci când Ministerul de Externe a luat această decizie. Purtătorul de cuvânt al democraților nu a negat că acest caz a dus la chemarea ambasadorului și a enumerat și altele. Eu n-aș face o legătură directă doar cu acest caz. Rechemarea pentru consultație a unui ambasador, deci este o practică care există în relații diplomatice și are loc în contextul care au fost și anterior declarații de atitudine un pic neamicale din partea Federației Ruse. Vă dau doar un exemplu, să ne mintim acum cu vreo 2 ani, dacă nu mă greșesc, reținerea pe o perioadă nu tare lungă în aeroportul de la Moscova a ministrului de interne al Republicii Moldova, care pleca la Minsk. Și după aia n-au fost, în principiu, acele satisfacții care sunt prevăzute de normele dreptului internațional. După comunicatul celor de la Externe, Igor Dodon a reacționat pe Facebook. Acesta a calificat acțiunea drept o provocare din partea guvernării înainte de întâlnirea sa cu Vladimir Putin. Dodon spune că oricum va merge la Moscova săptămâna viitoare, chiar dacă, spune el, după decizia de astăzi a Ministerului de Externe, relațiile cu Rusia se vor răci. S-a găsit vinovatul. Silvia Radu a anunțat astăzi cine se face responsabil de modul în care bradul din Carpați a ajuns la Chișinău. Companie din Ucraina nu și-a îndeplinit stipulările contractuale și i s-a transmis pretențiile pe care le-am avut față de executarea acestui contract. I-au fost înaintate cerințe de recuperare a tuturor banilor. Imediat la știri vedeți câți bani va trebui să întoarcă primăriei compania din Ucraina și dacă Silvia Radu își va cere scuze de la liberalul Valeriu Munteanu, pe care l-a acuzat că se face vinovat de faptul că bradul a ajuns la Chișinău fără crengi. Accident teribil în această dimineață în apropiere de Sărata Galbenă, Hâncești. Două persoane și-au pierdut viața, iar altele 4, printre care și un copil de 4 ani, au fost rănite după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit de un camion. Potrivit poliției, tragedia s-a produs în această dimineață în jurul orei 6:45 în apropiere de localitatea Sărata Galbenă. Șoferul camionului ne-a spus că se îndrepta spre Soroca, unde ducea marfă, când microbuzul i-a apărut în față. El presupune că cel mai probabil bărbatul de la volan a adormit. A început să-l poarte, așa, nu știu ce vreau, dar cred că a adormit. A ieșit în față și
am luat volanul dreapta, cred că să-l poate evit cumva, dar era prea aproape. Un bărbat în vârstă de 54 de ani nu s-a isprăvit cu conducerea mijlocului său de transport ieșind pe contrasens. În microbuz erau 6 persoane, 2 femei au murit pe loc, iar alți 4 pasageri, printre care și un copil de 4 ani, au ajuns la spital din Hâncești. A fost nevoie de intervenția salvatorilor. Salvatorii Inspectoratului General pentru situații de urgență au intervenit pentru descarcerarea a 2 femei decedate și alte 2 persoane rănite. Oamenii legii urmează să stabilească în ce condiții șoferul microbuzului a intrat pe contrasens. A nins noaptea trecută în toată țara. Pe unele drumuri, mai multe camioane au rămas blocate în pante și a fost nevoie de intervenția salvatorilor. Dimineața, 17 localități erau fără lumină, iar spre seară au fost reconectate. Cel mai mult a nins în nordul și centrul țării, unde stratul de zăpadă a ajuns la 16 centimetri. Șoferii care au ieșit astăzi din casă mai devreme de ora 8 dimineața au rămas blocați pe unele drumuri naționale. Era un băiat aruncat așa în cuvieț și l-am scos, chiar aici între Buțeni și Trasă. Până la orele 8 a fost cam greu, dar am văzut un accident aici la noi de departe. E bine, de mers. Dacă scau și eu cu lui 40-50, mai mult nu putem. Nici nasip nu împrăiești, nici nici. Cei de la Administrația de Stat a Drumurilor spun că pe șosele se circulă în condiții de iarnă și că s-a intervenit cu 224 de echipaje care au presărat peste 2000 de tone de material antiderapant. Totuși, din cauza zăpezii, mai multe camioane au rămas blocate și a fost nevoie de intervenția salvatorilor. Pe trasele Chișinău-Leușeni, Chișinău-Orchei, au fost taxate 4 autocamioane grele ce nu se puteau deplasa în pantă. La Soroca, zăpada a doborât luminițele de Crăciun instalate în piața din oraș. Acestea au căzut la pământ și astfel a fost blocată o stradă. Astăzi dimineață, 17 localități din 6 raioane erau deconectate de la energia electrică. Pe parcursul zilei însă au fost reconectate. Pentru copii, zăpada a fost motiv de bucurie, mai ales că în câteva zile începe vacanța. Cum este zăpada? Albă. Potrivit meteorologilor, cel mai mult a nins în nordul și centrul țării. La Brăviceni, stratul de zăpadă a atins 16 cm. În următoarele zile vor cădea ninsori slabe. Pe parcursul zilei vom avea maxime de 0,3 grade. Noaptea însă va fi destul de frig. Minimile vor coborî până la minus 9 grade. La sfârșitul săptămânii va ninge pe întreg teritoriul țării. Nici urmă de zăpadă nu a rămas pe străzile capitalei după ninsoarea de noaptea trecută. Soarele, dar și antiderapantul presărat de drumari, au transformat-o în bâltoace. S-au bucurat șoferii care au circulat fără probleme, mai puțin pietonii care spun că s-au udat la picioare. În schimb, în parcuri, unde mai este încă zăpadă, peisajul este de poveste. Astăzi dimineață, pe drumurile capitale, zăpada aproape că nu era. Aceasta s-a topit, nu însă și pe trotuare și pe străzile din curțile de blocuri. Aia că nu mă ce m-am dat. Если замерзнет, так, конечно, будет скользко и неприятно. Выйдет мой муж, там еще кто-то, может, поубирает, а так никто. Жек не. Din cauza băltoacelor de pe străzi, pietonii riscau să ajungă nu doar cu încălțămintea udă, dar și cu hainele, dacă șoferii nu încetineau. Că dat antiderapant, el e topit, dar, mă rog, trotuarele sunt așa cum sunt. Drumarii spun că au intervenit noaptea trecută cu 34 de autospeciale și au presărat 480 de tone de material antiderapant. În noaptea asta, la dezăpezire, am constatat că sunt parcate autoturisme neregulamentar și ne îngreunează foarte mult dezăpezirea. Nu vom putea face o salubrizare calitativă atâta timp cât mașinile stau parcate pe carosabil. Că noi o să intervenim, doamna primar, și cu poliția, cu forțele de ordine, să aducem regulă în acest domeniu. Noaptea trecută s-a intervenit pe străzile principale, iar astăzi drumarii au trecut la curățarea trotuarelor și a curțelor de blocuri. Ar fi bine ca astăzi să ajungem în toate curțele. Silvia Radu nici de această dată nu a rămas mulțumită de felul în care Direcția Locativ Comunală a curățat orașul de zăpadă. Domnul Gonte, eu am obosit să vorbesc și vă rog, cuvântul colaborare înseamnă lucru. Am fost astăzi în parc și am mers prin zăpadă. Drumurile nu erau curățate. Oamenii mergeau exact pe zăpadă. Vă rog mult ca să mergeți voi, directorii personal, pe aceste drumuri, să vedeți în ce stare se află aceste drumuri și să vedeți dacă vă puteți deplasa sau nu pe ele în siguranță. Astăzi, cei de la primărie au anunțat că au cumpărat aproape jumătate din cele 684 de anvelope necesare pentru trolebuzele din capitală. Celelalte vor ajunge la Chișinău de la Minsk la sfârșitul săptămânii.
Crește alarmant numărul cazurilor de viroze în Chișinău. Peste 2000 de copii, cei mai mulți cu vârsta de până la 6 ani, s-au îmbolnăvit săptămâna trecută. Jumătate dintre ei au fost internați în spital. Medicii atenționează populația să consume cât mai multe fructe și legume, să evite locurile aglomerate și să nu să se trateze acasă. Multe din mămicile internate la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase din capitală recunosc că au încercat să-și trateze copiii acasă. Tusă, iată, tusă, infecție, pur și simplu. Sunt copii mici, vitamine mai puține. Potrivit specialiștilor, numărul de viroze în capitală a crescut cu 25% săptămâna trecută și a ajuns aproape de 3000, iar acesta ar fi abia începutul. Cei mai mulți dintre bolnavi sunt copii, deoarece au o imunitate mai slabă și se pot infecta ușor la grădiniță sau la școală. Sunt copiii care, deci, frecventează mai des instituțiile și posibilitatea infectărilor și contactelor apropiate este mai înaltă. Deci copiii se joacă în grup, în distanță apropiată, unde posibilitatea de a se infecta prin picăturile de aerosol, deci este cea mai mare. Așa că celor sănătoși, medicii le recomandă să evite spațiile aglomerate, iar celor bolnavi acasă. Spălatul pe mâini, folosirea șervețelilor de unică folosință, spălatul după atingerea pe față pe mâini, administrarea de polivitamine. Deoarece în școli și grădinițe este cel mai mare risc de infecție, autoritățile îndeamnă directorii instituțiilor de învățământ să dezinfecteze zilnic sălile de clasă. Avem o creștere cu 700 de cazuri. Potrivit specialiștilor, de la începutul sezonului rece nu a fost înregistrat niciun caz de gripă. S-a găsit vinovatul pentru modul în care bradul din Munții Carpați a ajuns la Chișinău. Potrivit Silviei Radu, compania din Ucraina, care trebuia să asigure transportarea pomului, va achita prejudiciile. Deși inițial Radu îl acuza pe liberalul Valeriu Munteanu, ea spune că nu și va cere scuze de la acesta, deoarece el ar avea totuși o parte din vină. Companie din Ucraina nu și-a îndeplinit stipulările contractuale și i s-a transmis pretențiile pe care le-am avut față de executarea acestui contract. I-au fost înaintate cerințe de recuperare a tuturor banilor. Prin urmare, compania ucraineană care a adus în capitală pomul din Carpați va trebui să achite 13.000 de lei pentru transport, dar și costul propriu-zis al pomului, în total 28.000 de lei. Am încercat să vorbim cu reprezentanții companiei din Ucraina pentru a afla dacă vor întoarce banii, însă nimeni nu i-a răspuns la telefon. Anterior, Silvia Radu l-a acuzat pe Valeriu Munteanu că ar fi făcut tot posibilul ca pomul să ajungă distrus la Chișinău. Deși ancheta de serviciu a stabilit că firma din Ucraina ar fi de vină, Radu spune că nu-și va cere scuze de la liberal. Pe parcursul epopeei acestui brad, domnul liberal a fost prezent la toate etapele, tăierii bradului, fotografiilor, transportului. Este absolut clar că nu s-a întâmplat pur și simplu ceea ce s-a întâmplat. De cealaltă parte, Valeriu Munteanu spune că nici nu așteaptă scuze. Nu vreau să arate public care este locul și rolul meu în acest sens, dar declar cu toată responsabilitatea că nu am nicio interferență în acest sens. Și doamna Radu știe mai bine decât tot acest lucru. Silvia Radu spune că și-ar dori să planteze o alie de brazi în capitală, astfel ca să nu mai fie o problemă căutarea pomului de Crăciun. Și următoarele generații să-și aibă brazii săi, natali, patrioți, dacă vreți, de la noi din Republică și să fie evitate astfel de cazuri urâte, ca să nu le spun altfel. Imediat ce s-a instalat în fotoliul de primar interimar, Silvia Radu le-a promis orășenilor că vor avea parte de cel mai înalt brad din țară. Când a ajuns la Chișinău, pomul din Carpați era aproape fără ramuri. La scurt timp după ce a fost instalat în piață, bradul a fost dat jos, iar Silvia Radu a cumpărat altul din banii săi. Din această cauză, sărbătorile de iarnă la Chișinău au fost inaugurate cu întârziere și nu pe 1 decembrie, cum se obișnuia până acum. Lângă bradul capitalei din piața Marea Adunări Naționale va fi sărbătorit doar Revelionul. Restul manifestațiilor s-au mutat în acest an pe strada 31 august la propunerea premierului. După ce a câștigat Vocea României, moldoveanca Ana Munteanu visează să se mute la București ca să-și poată face acolo o carieră. M-a dat lacrimile. Chiar atunci am început să spun pe când, nu știu, m-am simțit fericită și mândră. Imediat după concurs a fost o mini petrecere, chiar atunci seara, unde ne-am întâlnit toți, antrenorii, concurenții, toți ne-am felicitat, ne-am luat un fel de rămas bun. Ana Munteanu va reveni într-o săptămână la Chișinău, deoarece are examene la Colegiul de Muzică unde învață. Ce va face cu premiul de 100.000 de euro, vedeți la știri.
Românii au ieșit din nou în stradă, împinși de aceleași nemulțumiri. Oamenii au mers cu miile la protest atât la București, cât și în alte orașe ale țării. Chiar dacă a nins și a fost frig, românii au vrut să arate încă o dată că nu sunt de acord cu modificarea legilor justiției. În această seară, în premieră, au ieșit în stradă și magistrații din mai multe orașe. Atât magistrații de la București, cât și cei din alte județe din țară au protestat astăzi în fața instanțelor. Ei spun că modificările la legile justiției vor favoriza infractorii și, practic, unele fapte penale nu vor mai putea fi demonstrate, deoarece judecătorii nu vor mai putea folosi ca probe înregistrările video sau audio. Înarmați cu pancarde, vuvuzele și haine groase, pentru că frigul nu a fost tocmai ușor de îndurat, românii din București și-au strigat aseară din nou nemulțumirile. Poți să stai în casă când toată lumea te fură pe unde o fi, îți bagă mâna în buzunar, în salariu, în pensie. Trebuie să fim conduși de hoți, ne-a murit regele, ce ne-a mai rămas? Protestatarii nu au fost lăsați să stea pe carosabil, așa că la un moment dat între jandarmi și manifestanți s-au produs altercații. Ziua însă în centrul Bucureștiului s-a așternut o liniște nefirească. Protestatarii și-au demonstrat nemulțumirile legându-se la ochi și la gură în semn că nu li se permite să vorbească și să vadă ceea ce se întâmplă. Dacă aceste legi vor fi aprobate, această țară rămâne neputincioasă. Rămânem fără un sistem judiciar, rămânem fără legi. În ciuda ninsorii abundente, peste 2000 de oameni și-au dat întâlnirea aseară și în fața prefecturii din Brașov. Au mărșăluit apoi pe străzile orașului, așului fluturând un tricolor imens. Modificările care trebuie făcute de oameni competenți și în liniște, nu în grabă. Seara a fost sub semnul protestelor și în Cluj-Napoca. Cel puțin 7000 de persoane au manifestat revoltate, mai mulți oameni chiar decât la București, iar sute de voci s-au făcut auzite și la Iași. Într-un mod original au protestat românii din Sibiu, care s-au aliniat în fața sediului PSD, luându-și cu ei și geamantanele. Altfel spus, modificările legislative îi obligă să părăsească țara, deși ei nu își doresc acest lucru. Astăzi, Comisia Specială Parlamentară pe domeniul justiției urma să se reunească pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justiției, statutul magistraților, organizarea judiciară și CSM, însă ședința a fost amânată pentru mâine. 800 de angajați de la primăria Chișinău vor primi de sărbători 3 salarii, a decis astăzi Consiliul Municipal. Pentru asta din buget se vor cheltui 9 milioane de lei. Dorin Chirtoacă, Nistor Grozavu, Mihai Moldovanu și alți 19 funcționari vor rămâne fără premii, deoarece au fost vizați în procese penale sau investigații jurnalistice. Această practică există în primăriile din toată țara de ani buni, iar la Chișinău inițiativa a fost aprobată abia astăzi de CMC. Lacrimi, copii cu ochi triști, mame îndurerate, valize, gări și aeroporturi sunt detaliile desenelor realizate de mai mulți copii care au pictat fenomenul migrației. Au fost realizate 160 de desene, dintre care 9 cele mai reprezentative au fost premiate. Lipsa afecțiunii și a dragostei părintești, copii rămași singuri, familie separată și multă tristețe. Asta au ilustrat copiii în desenele lor. Nadim Ciobanu are 13 ani și este elevă în clasa 7-a la liceul Alexei Mateievici din Șoldănești. Ea a luat locul întâi la categoria sa de vârstă. Am reprezentat doi părinți care muncesc din greu pentru copilul său, dar ei nu-și dau seama că copilul poate să aibă de toate, dar nu are iubire din partea părinților. Și părinții se despart și copiii se despart de părinți și își distrug familia. Nadine spune că este fericită că mama și tatăl ei îi sunt alături. Majoritatea colegilor săi are cel puțin un părinte plecat peste hotare. Se mai plâng, dar și se mai laudă că au obiecte noi. Totuși, Nadine spune că știe cum este atunci când cei dragi nu sunt alături. Bunica sa este stabilită în Rusia și revine periodic acasă. Foarte mult mi-e dor. Vine o dată în an. Îmi plac foarte mult momentele trăite alături de ea în câteva săptămâni. Cei mici sunt conștienți că părinții sunt nevoiți să plece peste hotare pentru a le oferi lor un tram mai bun. Copii plângând, îmbrățișări și ochi triști sunt elementele care apar aproape în toate picturile. Noi avem un tren, o mamă care se duce cu valiza în altă țară, peste hotare. Dar copilul nu vrea să dea drumul pentru că vrea să rămână cu mama sa. În desenul am reprezentat un moldovean care în mod direct își rupe rădăcinile din pământul său natal și
se străduie să-și facă rădăcini peste hotare, pentru că consideră că acolo poate viața lui să fie mai bună. Nimic nu-i poate înlocui pe cei dragi aflați departe de casă, nici tableta, nici telefonul performant și nici comunicarea prin rețelele de socializare, spun copiii. În imaginea mea este mama cu fiul, care amândoi plâng și prin aceste lacrimi am vrut să redau durerea. Am verișoare. Una este în Irlanda, iar a doua este în Italia. Când te întâlnești cu persoana este altceva decât când vorbești pe Skype. Conform statisticilor, anual în jur de 50.000 de moldoveni pleacă din țară. Potrivit Ministerului Sănătății și Muncii, cel mai mult migrează tinerii de până la 30 de ani. Datele Organizației Internaționale pentru Migrație arată că în prezent aproximativ 40.000 de copii originari din Moldova locuiesc în peste 30 de țări ale lumii. Neoficial, 1.000.000 de moldoveni ar fi plecați în străinătate. Aceste date sunt diferite, de aceea nu aș putea să vă dau o cifră exactă. Totuși, în continuare, noi ca și Minister ne vom focusa ca să avem niște date statistice îmbunătățite. În continuare și cu partenerii dezvoltare vom lucra la acest aspect. Concursul de pictură este la a doua ediție și are loc la inițiativa Organizației Internaționale pentru Migrație. În competiție s-au înscris 160 de desene, dintre care 9 au ajuns în finală. Copiii au fost premiați cu truse pentru pictură. Curtea de apel a menținut astăzi pedeapsa de 18 ani de închisoare pentru omul de afaceri Veaceslav Platon în dosarul BEM. De această dată, sentința a fost pronunțată în prezența lui Platon, care săptămâna trecută, când a primit încă 12 ani de închisoare într-un alt dosar, nu a fost adus în instanță. Pe 20 aprilie, Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. El se declară nevinovat și îl acuză pe Vlad Plahotniuc de fabricarea dosarelor. Liderul PD a declarat anterior într-un interviu că omul de afaceri îl atacă pentru a-l intimida. Poliția Națională sărbătorește astăzi 27 de ani. Cu această ocazie, un eveniment a fost organizat cu mult fast într-un hotel de lux din capitală. Cei din conducerea MAI au ținut discursuri înflăcărate și s-au lăudat cu reușitele. Sondajele recente arată că 37% din moldoveni nu au încredere în Poliția Națională. Cei mai buni polițiști au fost premiați cu medalii și diplome. 4 au obținut marele titlu de polițistul anului, printre care și o femeie. Mergem și pe teren și la percheziții. Asta și este scopul femeilor în poliție, să demonstreze că sunt puternice, că pot purta cu demnitate epoleți. Cu mult fast într-un hotel de lux din capitală, cei din conducerea MAI au venit să sărbătorească, dar nu înainte de a ține discursuri. A participat și prim-ministrul Pavel Filip, care a enumerat reușitele poliției, dar și ale guvernului. Infracționalitatea s-a redus în țara noastră cu 20% față de anul trecut. Odată cu implementarea politicilor care au fost elaborate de către noi, odată cu ducerea până la capăt a reformelor, eu am toată certitudinea că și dumneavoastră o să vă simțiți încă mai mândre. Iar ministrul de interne, Alexandru Jizdan, s-a lăudat că imaginea polițiștilor a devenit mai bună în ultimii ani. Are o capacitate mai mare de a combate criminalitatea organizată, criminalitatea transfrontalieră, iar operațiunile pe care le întreprindem împreună cu colegii sunt de o anvergură mult mai mare decât cele precedente. Poliția în Republica Moldova a recăpătat încrederea în sine. Totuși, situația nu este la fel de bună când vine vorba despre încrederea pe care o au cetățenii polițiști. Mai mult de o treime din moldoveni spune că nu are acest sentiment. Păi nici n-are cum să aibă toată populația încredere în noi, deoarece noi facem atât bine, într-un fel, victimelor, cât și mai puțin bine persoanelor care îi bănuim de comiterea care vreau infracțiuni. Poate de multe ori nu s-a acționat corespunzător, trebuie să recunoaștem și să primim și acele critici de care cred eu că avem nevoie ca oxigenul. Artiști autohtoni au fost invitați să cânte la eveniment, iar paharele au fost pline cu vin. De ziua lor, polițiștii spun că meseria pe care au ales-o nu este deloc ușoară. Niște emoții importante sunt demn. Port uniformă de polițist. Nu uităm niciodată de fapt că poliția este a poporului. Mulți au recunoscut că le mai lipsește câte ceva. 100% să fim dotați cu
uniformă, în primul rând, cu utilaje, mașini, echipamente și tehnici moderne, așa cum sunt toate statele europene. Lefuri mai mari? Ideal. Asta cred că ar fi visul ascuns și cel mai dorit, că știți cum e. Munca tot timpul trebuie să fie remunerată. Astăzi se împlinesc 27 de ani de la crearea Poliției Naționale. Plină de emoții, dar foarte optimistă, câștigătoarea de la Vocea României, moldoveanca Ana Munteanu, visează să se mute la București și să se lanseze pe piața muzicală de acolo. Totuși, până atunci, tânăra de 16 ani trebuie să revină la Chișinău ca să susțină restanțele care s-au adunat cât timp s-a aflat în competiția vocilor. Cât despre marele premiu de 100.000 de euro, spune că îl va cheltui doar pentru a-și construi cariera. Mi-a dat lacrimile. Chiar atunci am început să spun pe că nu știu, m-am simțit fericită și mândră. Imediat după concurs a fost o mini petrecere, chiar atunci seara, unde ne-am întâlnit toți, antrenorii, concurenții, toți ne-am felicitat, ne-am luat un fel de rămas bun. Recunoaște că încă nu realizează ce îi se întâmplă. Ana Munteanu însă spune că visează la o carieră muzicală la București, mai ales că Smiley, antrenorul ei de la Vocea României, i-a propus să se mute la o școală de muzică de acolo. Peste o săptămână, tânăra spune că va reveni la Chișinău. Am examene anul ăsta, am de dar restanțe la școală, la noi, la Chișinău am. Părinții mei mă susțin, pentru că până la urmă ei m-au îndrumat să vin la Vocea României și și-au dorit acest lucru pentru mine, să, nu știu, să am o carieră după Vocea României. Cred că Smiley o să mă ajute să fac acest lucru. Și dacă visul ei va deveni realitate, Ana Munteanu spune că va avea nevoie de bani pentru a se stabili la București, așa că marele premiu de 100.000 de euro îi va prinde bine. Încă nu l-am primit și nu știu când o să-l primesc. Am de gând să investesc în muzică, în studii, pentru că dacă mă mut, o să am nevoie de surse materiale și o să am nevoie de un apartament, o să am nevoie de să văd unde stau. Iar despre prima ei piesă, Măști, spune că a primit-o în dar de la antrenorul său, Smiley. Și pentru mine a fost o surpriză, pentru că eu nu știam că o să am prima piesă. M-am întâlnit cu Smiley cu o zi înainte de finală și mi-au zis: tu vineri să scoți prima ta piesă care se numește Măști. Vor mai urma altele. Da, Ana Munteanu este originară din Hâncești și își face studiile la Chișinău. La doar 16 ani, fiind elev în clasa 9, a reușit să obțină admirația spectatorilor, care și-au dat voturile pentru ea. Astfel, moldoveanca a devenit marea câștigătoare la Vocea României din acest an. Ana Munteanu! Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.